Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi o să vă arăt la ce mașini din Germania au mai scăzut prețurile. Am încercat să găsesc o gamă cât mai diversificată. O să vedeți, majoritatea mașinilor sunt destul de ieftine. Cred că cea mai scumpă mașină din videoclip costă în jur de 11.000 sau 12.000 de euro, deci majoritatea sunt ieftine. Dacă nu sunteți abonați, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și să dați un like și un share la acest videoclip. Interiorul arată foarte bine, iar cadotor vine cu încălzire în scaune, aer condiționat, pilot automat, două geamuri electrice, are și CD player-ul original, deci este o mașină care vine cu dotările exact de care ai nevoie, este o mașină foarte potrivită pentru oraș. După cum vedeți, capota are ceva urme de rugină, cel mai bine ar fi să o înlocuiești în totalitate sau na, să o repari. Vine cu motorul de 1.2 benzină de 70 de cai, are 180.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 1.200 de euro. Ce spuneți, merită? Apropo, v-am lăsat un link în descriere de la un recuperator de ulei, în cazul în care aveți nevoie, este la reducere, puteți să aruncați o privire puțin mai jos. Următoarea mașină ar fi această Skoda Yeti din 2011. Sincer să vă spun, după părerea mea, este o mașină care încă și-a păstrat destul de bine prețul pe piață, adică o Skoda Yeti în stare bună încă are un preț în jur de 8.000-9.000 de euro, deci cum spuneam, și-a păstrat destul de bine prețul pe piață. Mașina de față, după cum vedeți, se află în stare bună, are senzor de parcare pe spate, are și tracțiune 4x4, vine cu jante din tablă pe 16, cu anvelope de vară în stare destul de bună. În orice caz, mai are încă un set de jante în portbagaj. Interiorul arată ca nou, iar cadotor vine cu încălzire în scaune, aer condiționat, are și 4 geamuri electrice, computer de bord și cam atât. Adică dotarea cea mai importantă de la mașina asta ar fi că are tracțiune 4x4, inspecția tehnică este valabilă până în 2022, deci poți să scoți numere provizorii. Vine cu motorul de 1.8 benzină TSI de 160 de cai, are 103.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 7.400 de euro. Ce spuneți, este un preț mare sau mic? Aici avem renumitul BMW seria 3 din generația E90-E91, mașina de față este din 2011, iar în ultima perioadă prețurile pentru BMW-urile seria 3 din această generație au început să scadă destul de mult. O să vedeți și prețul cerut pe această mașină, eu zic că este foarte ok raportat la starea în care se află. După cum vedeți, are stopurile pe LED, fiind varianta facelift, vine cu jante pe 16, cu anvelope destul de bune și discurile și plăcuțele de frână, la fel, sunt în stare bună. Interiorul arată foarte bine, iar cadotor vine cu încălzire în scaune, aer condiționat, comenzi pe volan, pilot automat, are și trapă panoramică, deci este un BMW seria 3 decent echipat, a spune. În orice caz, repet, prețul cerut eu zic că este unul destul de decent pentru un BMW seria 3 din 2011, inspecția tehnică este valabilă până în luna martie, vine cu motorul de 2000 benzină de 143 de cai, are 192.000 de kilometri, iar acum aș vrea să-mi lăsați în comentarii dacă merită 5.000 de euro. Aștept părerile voastre. Următoarea mașină ar fi acest Golf 7 din 2016, care este aproape nou, o să vedeți imediat, are un număr redus de kilometri, a avut doar un singur proprietar. Se oferă și garanție 12 luni pentru acest Golf, este vândută chiar de către reprezentanța Volkswagen, deci dacă vrei o mașină în stare bună, poți să fii sigur că îți cumperi un Golf 7 super ok, vine cu senzor de parcare față-spate. Interiorul arată ca nou, iar cadotor vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, frână de parcare la buton. Deci este un Golf 7 din 2016, are și jantele originale pe 17, cu anvelope în stare destul de bună, doar că din păcate are faruri cu halogen, dar în schimb are pachet airline la exterior. Este o combinație în orice caz destul de ciudată. Vine cu motorul de 1.2 benzină de 110 cai, are doar 35.000 de kilometri, iar prețul a fost redus la 14.000 de euro. Aveți acolo și seria de șasiu. Ce spuneți, merită? Aici avem un Audi A6 din 2016, deci este varianta facelift. În orice caz, este o mașină care în ultima perioadă s-a ieftinit destul de mult. Până la urmă, este o mașină premium care de nouă cu siguranță a costat peste 45.000 de euro, iar după aproximativ 5 ani o poți cumpăra la un preț destul de bun. Vine și cu senzor de parcare față-spate, are și stopurile pe LED.
Interiorul arată foarte bine, vine cu încălzire în scaune, clima automată pe 4 zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat. Deci na, până la urmă este un Audi A6, are jantele originale pe 17, cu anvelope în stare destul de bună, discurile și plăcuțele de frână la fel se află în stare bună, doar că din păcate nu are farurile cu LED, sunt cele cu xenon, dar na, până la urmă poți să treci și peste asta dacă vrei o mașină ok. Vine cu motorul de 2000 diesel de 150 de cai, este Euro 6, are 110.000 de kilometri, iar prețul a fost redus la 16.800 de euro. Ce spuneți, ar merita sau nu? Următoarea mașină ar fi acest Opel Astra din 2007. Din nou, este o mașină care în ultima perioadă s-a ieftinit destul de mult, adică poți să găsești un Opel Astra ca acesta chiar și la 1.000-1.100 de euro. Normal, nu poți să ai pretenția să arate impecabil sau să aibă kilometri puțini, dar totuși îl poți cumpăra la un preț foarte, foarte mic. Mașina de față, după cum vedeți, se află într-o stare bună, are și senzor de parcare pe spate, vine cu jante din tablă P16, de fapt sunt jante cu capace, anvelopele sunt destul de ok. Interiorul arată foarte bine, iar ca dotări vine cu clima automată, navigație, comenzi pe volan, are și pilot automat, două geamuri electrice, deci pentru nivelul acesta de preț, eu zic că primești o mașină foarte bine echipată. În orice caz, dacă nu vrei să cheltui mulți bani pe o mașină, un Opel ca acesta ar fi o alegere foarte, foarte bună. Vine cu motorul de 1.3 diesel de 90 de cai, are 160.000 de kilometri, tiuful din păcate este expirat, iar prețul este de 2.100 de euro. Ce spuneți? Aici avem un Ford Mondeo din 2018, care este aproape nou, a avut doar un singur proprietar. În orice caz, dacă vrei o mașină cât mai nouă, cu kilometri puțini, la un preț foarte bun, eu zic că ai putea, fără nicio problemă, să te orientezi către un Ford Mondeo ca acesta. O să vedeți, pentru o mașină care are doar 3 ani, prețul cerut, eu zic că este mai mult decât decent. Vine cu senzor de parcare față-spate, are și asistență la unghiul mort. Interiorul arată ca nou, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, parbriz încălzit, deci este o mașină bine echipată, are jantele originale pe 16, cu anvelope în stare foarte bună, la fel și discurile și plăcuțele sunt în stare bună, deci este o mașină, cum spuneam, care ar merita luată în considerare. Vine cu motorul de 1.5 diesel de 120 de cai, are doar 57.000 de kilometri, tiuful este nou, iar prețul este de 14.900 de euro. Aici avem un Volvo V40 din 2018, este o mașină destul de accesibilă de la Volvo pe care ți-o poți cumpăra. Din nou, prețurile în ultima perioadă au scăzut destul de mult pentru acest model, doar că sfatul meu ar fi totuși să nu-ți cumperi cea mai ieftină mașină, pentru că ai toate șansele să cumperi una cu kilometri dați înapoi și cu daune ascunse. În rest, vedeți voi, mașina de față chiar arată foarte bine. Vine cu jantele originale pe 16, cu anvelope de iarnă în stare foarte bună, discurile și plăcuțele de frână la fel sunt ok. Interiorul arată bine, iar ca dotări vine cu încălzire în scaune, clima automată, pilot automat, are și 4 geamuri electrice, cameră pentru marșalier, deci este o mașină decent echipată, are și senzor de parcare față-spate, spălătoare pentru faruri, inspecția tehnică este valabilă până în 2021, vine cu motorul de 1.6 benzină turbo de 150 de cai, are 170.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 8.500 de euro. Eu zic că este un preț decent. Aici avem un Volkswagen Tiguan din 2013, deci este versiunea facelift. Prețurile până de curând pentru un Tiguan facelift în stare bună, cu kilometri reali, era în jur de 13.000-14.000 de euro, dar în ultima perioadă au scăzut destul de mult. O să vedeți și prețul cerut pe acest Tiguan, este foarte bun raportat la kilometri pe care îi are, vine cu senzor de parcare față-spate, are și tracțiune 4Motion. Interiorul este de-a dreptul impecabil, cadotări vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, pilot automat, are 4 geamuri electrice, v-am spus, senzor de parcare față-spate, jante originale pe 17, cu anvelope de vară în stare foarte, foarte bună, am uitat să vă spun, dar are și park assist, asistență la unghiul mort, inspecția tehnică este valabilă până în 2022, vine cu motorul de 1.4 benzină de 160 de cai, are doar 98.000 de km 500, v-am spus, este 4Motion, iar prețul cerut este de 12.000 de euro. Eu zic că este un preț destul de decent pentru starea în care se află mașina. Aici avem o Skoda Octavia VRS din 2014,
fiind Octavia VRS, vine cu o mulțime de dotări. Până la urmă, acest nivel de echipare face parte din cele de top. Are senzor de parcare față-spate, stopuri pe LED, faruri cu xenon și, ce îmi place, are evacuare dublă, din nou fiind ediția VRS. Dacă vreți să vedeți cât costă o anumită mașină în Germania, puteți să-mi lăsați mai jos un comentariu. Mă puteți găsi și pe Instagram. Interiorul este întreținut, cadotor vine cu scaune sport cu reglaje electrice și încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat. Deci, cum spuneam, este o Skoda Octavia VRS, deci bine echipată. Are niște jante aftermarket pe 17, cu anvelope de iarnă în stare foarte bună. V-am spus, are și farurile cu xenon. Vine cu motorul de 2000 benzină turbo de 220 de cai, are 150.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 12.800 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile pe astăzi, aștept părerile voastre și ne vedem data viitoare.